să se calculeze area triunghiului ABC știind că AB este 6, AC este 8 și BC egal cu 10. Vă readuc aminte că în momentul în care cunoaștem laturile unui triunghi, aria se poate calcula cu ajutorul formulei lui Heron și anume aria este radical din P mic pe lângă P minus A, pe lângă P minus B, pe lângă P minus C, unde cine sunt A, B, C sunt laturile triunghiului, știm că notăm cu literă mică latura opusă unui unghi, unde P mic este semiperimetrul, adică A mic plus B mic plus C mic pe 2. Deci la noi A mic era 10, B mic era 8, C mic era 6. Ce obținem? S mare este, P mic semiperimetrul este 10 plus 8 plus 6 totul pe 2 egal cu 10 și cu 14, 24 pe 2 egal 12. Prin urmare, aria este radical din 12 pe lângă 12 minus A, adică minus 10, pe lângă 12 minus 8, pe lângă 12 minus 6. Și haideți să vedem acum calculele. Radical din 12 ori 2, ori 4, ori 6. Păi, haideți să-i mai grupăm de aici și anume, uitați, o să luăm pe rând. Radical din 4 este 2, îl scoatem afară și rezultă radical din 12 ori 2 ori 6, 12. Păi, radical din 12 la pătrat e 12, deci egal cu 2 ori 12, egal cu 24 și problema este încheiată.